11 noiembrie, Apocalipsa 16, de la 17 la 21. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa de tare cum, de când omul este pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți, și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să i dea pottirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit, și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei babe cântăreau aproape un talent a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Al șaptelea potir de mânie Al șaptelea potir de mânie va încheia judecățile de mânie al timpului de pe urmă. Ca la sfârșitul judecăților trâmbițelor, se întâmplă și aici lucruri deosebite. Un cutremur cum nu a fost niciodată zguduie pământul, așa că orașul cel mare se va desface în trei părți. Dacă luăm drept comparație Apocalipsa 11 cu 8, atunci putem să ne gândim aici la Ierusalim, unde Domnul a fost răstignit. Concomitent cu cutremurul acesta se descarcă o furtună cu grindină de o proporție care nu a mai existat. Dar prin aceasta se anunță că răbdarea lui Dumnezeu este la capăt, fiindcă oamenii nu se mai pocăiesc. Tot ce pot face este să hulească pe Dumnezeu. Toate gândurile și toate planurile inimilor oamenilor sunt rele din tinerețe. Dacă oamenii nu se pocăiesc cu adevărat față de Dumnezeu, atunci va fi tot mai rău cu ei și în final se împetresc așa de tare împotriva lui Dumnezeu, încât nici harul, nici judecata nu îi vor putea ajuta. Dar la ultima judecată de mânie foarte mare îi va veni rândul și Babilonului cel mare, fiindcă timp îndelungat el și-a făcut destul treaba cu toți împărații pământului, cu care a făcut legământ și în final chiar și cu fiara. Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze ca să putem descrie adevăratul echip. Găsim în vechiul legământ că Dumnezeu compară poporul Israel cu o femeie necredincioasă pe care el o numește curvă, fiindcă s-a lăsat dusă de idolii națiunilor. El l-a părăsit și a lăsat ca popoarele să-l ducă în captivitatea babiloniană ca să-l disciplineze. Dar nimic nu a ajutat, fiindcă atunci când în final a venit Fiul lui Dumnezeu, l-au răstignit pe cruce. El a vrut să adune cum își adună cloșca puii, dar singur a trebuit să mătrisească. Nu ați vrut. Așa el și-a alungat poporul lui și a împrăștiat printre toate popoarele ca să-și aleagă o biserică dintre neamuri. Dar ce s-a făcut din biserica lui Isus? O parte a păstrat Domnului Credincioșia, o parte s-a transformat în biserică lumească, mondială, care a părăsit lumea Evanghelia adevărată. Să nu ne mirăm deci dacă această biserică mondială este numită Babilonul cel Mare, curva care a părăsit podoabele miresei și s-a dedat la împărații pământului. Ca încheiere ne vom ocupa de Babilonul tainic, fiindcă el face parte din timpul de pe urmă și Dumnezeu va face îndeosebi judecata dreaptă cu el.